needucabilii sunt copiii pe care voi i-ați abandonat, iar acum îi țineți pe linie moartă. Eu sunt Chiana. M-am trezit brusc într-o școală nouă, o lume nouă, printre needucabili. Ar fi grozav dacă școala nu ne-ar face să ne simțim astfel. Știu că profesorii mai fac depresii din cauza epuizării, mamă, dar la el e altceva. De-abia cum mai e viu, nu scoate niciun cuvânt toată ziua. Sărmanii lui ele nu o să învețe nimic dacă nu are cine să-i învețe. E așa păcat. Unii profesori, deși prezenți, sunt mai absenți decât noi. Nici nu putem să ne purtăm altfel. Nu poți angaja un profesor pentru o needucabilă ca mine. Dintre toate clasele din lume, a intrat fix în a mea. Încep să prind rădăcini. Mai rămân o vreme. Oare oamenii chiar pot să se schimbe? Dar nu e corect. Doar pentru că se numesc clasa specială autonomă a 8-a, nu înseamnă că nu pot participa și ei la activități. Dacă ar fi după voi, îți închide în clasa aceea până la liceu. Bună ziua, copii! Bună ziua! Bine să-i treacă la școală! Cred că ați legit, am redecorat. Mă ajută și tu mișoarea asta. Victorii pot avea chiar și cei mai needucabili. Credeam că Jay Terranova s-a întors. Corecție, el nu a dispărut niciodată. Nu îl poți concilia atât de ușor. Frate, trebuie să mă întorc în LA și încă repede. Vreau să-mi dai clasă specială autonomă a 8-a. Eu nu vreau altă clasă. Dacă are cineva întrebări, mă vei găsi alături de copiii mei. Vreo boală? N-au boală dacă nu vă...